Unde sunt organizate vara aceasta tabere gratuite pentru elevi și studenți? Ce rezultate a obținut echipa României la Olimpiada Balcanică de Matematică și cum se va circula în următoarele două zile pe Autostrada Soarelui? Acestea și alte informații în grupajul știrilor pe scurt. Meteorologii au emis două noi avertizări de vreme instabilă pentru următoarele două zile, iar hidrologii au prelungit avertizarea de inundații până mâine la ora 12. Potrivit ANM, până mâine noapte vor fi perioade cu averse, descărcări electrice, izolat grindină și local intensificarea vântului. Ploile vor cuprinde zonele de sud, sud-est și montane. Hidrologii au prelungit avertizarea cod galben de inundații până mâine la ora 12. Un cod galben de inundații este valabil până miercuri la prânz pe râurile din județele Maramureș, Satu Mare, Bistrița Năsăud, Bihor, Cluj, Hunedoara, Arad, Alba și Timiș. În București vor circula 100 de autobuze electrice fabricate în România, mijloacele de transport în comun vin la pachet cu infrastructura de încărcare necesară a acestora și vor fi cumpărate de primăria generală din fonduri europene nerambursabile, conform caietului de sarcini în primul an de la semnarea contractului care are o valoare totală de 290 de milioane de lei fără TVA vor fi livrate 34 de autobuze, iar restul de 66 în anul următor. Printre ofertanți s-au mai aflat producători din Polonia, Turcia și Ungaria. Sfinții Apostoli Petru și Pavel sunt și ocrotitorii Catedralei Arhiepiscopale din Constanța, cu ocazia Hramului Lăcașului de Cult, Astăzi a fost dusă aici icoana făcătoare de minunea Maicii Domnului de la Mănăstirea Ieșană Hadâmbu, Delegația a fost întâmpinată de înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, care a oficiat apoi slujba acatistului Maicii Domnului în lăcașul de cult. În perioada 10-17 iulie, Biserica Sfinții Trei Ierarhi din Costești, Raionul Ialoveni, din cadrul Mitropoliei Basarabiei, va organiza tabăra Sfântul Ștefan cel Mare. Aceasta se adresează tinerilor cu vârsta cuprinsă între 17 și 30 de ani programul taberei va fi divers. Printre activități se numără proiecții de filme, inclusiv unul despre basarabenii deportați în Siberia, conferințe, excursii, ateliere de dans popular și momente de socializare în jurul focului de tabără. Participarea este gratuită. Detalii despre înscriere se găsesc pe site-ul mitropoliabasarabiei.md. Tetraevangheliul caligrafiat și miniat pe pergament de ieromonahul Spiridon de la Mănăstirea Putna, comandat de Sfântul Voievod Ștefan cel Mare în 23 aprilie 1502 pentru ctitoria sa de la Piatra Neamț, poate fi văzut până în 23 iulie în cadrul expoziției Biserica Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, 525 de ani de istorie. Expoziția este organizată de Complexul Muzeal Național Neamț în colaborare cu Muzeul Național de Istorie a României, serviciul județean în Nemță al Arhivelor Naționale și colecționarul Viorel Nicolau. Tetra -evanghelul cu viosului Spiridon a făcut parte din inventarul tezaurului istoric al României, care a luat drumul rusiei țariste în 1917, de unde s-a întors în 1956 împreună cu o parte din valorile istorice și arheologice restituite. Odată cu deschiderea oficială a Meneire în 1971, Tetra -evanghelul a fost transferat definitiv în patrimoniul celui mai mare muzeu al țării. Gura Siriului, localitate aflată în zona montană a județului Buzău, S-a calificat la etapa mondială a concursului Best Tourism Villages 2023, lansat de Organizația Mondială a Turismului, obținând în cadrul selecției naționale 111,5 puncte. Lacul și Barajul Siriu, Lacul Vulturilor, Cascada Pruncea și Satele aflate la poalele munților Siriu sunt doar câteva dintre punctele care atrag anual mii de turiști. România participă cu 5 propuneri la concurs. În urma evaluării de Comisia Organizației Mondiale a Turismului, satele selectate vor fi desemnate Best Tourism Villages sau vor fi incluse în programul Upgrade prin intermediul căruia vor beneficia de suport pentru îmbunătățirea domeniilor de activitate. Circulația pe autostrada A2, calea 2 Constanța București, se va închide începând din această seară pe aproximativ 4 km pentru execuția lucrărilor de montare a predalelor la pasajul care supratraversează autostrada în zona kilometrului 13 plus 330. Pe perioada lucrărilor, circulația va fi deviată pe ruta A2, km 15, drumul județean 301 Cernica, Centura București. În acest interval, circulația rutieră pe calea 1 a autostrăzii se va desfășura în condiții normale pe cele două benzi de circulație, menținându-se pe carosabil semnalizarea rutieră temporară existentă la această dată, respectiv restricționarea benzii de urgență. Peste 350 de biciclete vor putea fi utilizate în sistem bike-sharing în municipiul Hunedoara în cadrul unui proiect cu finanțare europeană, ce are ca scop modernizarea transportului public urban în localitate, în paralel cu transformarea lui într-unul ecologic, primele stații de bike sharing au început să fie montate astăzi, la finalul operațiunii urmând să existe 11 asemenea puncte situate în zone cum ar fi centrul vechi, în apropiere de intrarea la Castelul Corvinilor sau pe artere importante cum sunt bulevardele Dacia și Republicii, investiția este prevăzută în cadrul proiectelor de modernizare a transportului local prin coridorul central, coridorul de vest și coridorul de est. Pentru aceste proiecte, Primăria municipiului Hunedoara a obținut o finanțare totală nerambursabilă în valoare de 30 de milioane de euro prin programul operațional regional. Echipa României la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru Juniori a obținut șase medalii, 3 de aur, 2 de argint și una de bronz. Cea de-a 27-a ediție a competiției se desfășoară la Tirana în Albania în perioada 23-28 iunie. În clasamentul neoficial pe națiuni, România ocupă locul al doilea cu 156 de puncte. Anul acesta la Olimpiadă participă echipe din 19 țări.